Nici n-a venit bine sezonul rece peste noi, că deja gripele și virozele au pus în alertă medicii. Temperaturile înregistrate de termometre au scăzut simțitor în ultimele zile. Acesta fiind și un semn care indică începutul sezonului în care gripa și virozele respiratorii își fac simțită prezența în rândul populației. În județul Hunedoara, săptămâna trecută, numărul îmbolnăvirilor a crescut cu aproape 40% față de săptămâna anterioară. Față de săptămâna trecută, putem spune că numărul de infecții acute respiratorii au crescut cu 35-45%, pentru că săptămâna trecută s-au înregistrat un număr de 989 de infecții acute respiratorii, din care pneumonii 215 și am avut înregistrat și un caz de gripă, dar care nu a necesitat internare. Iar în această ultimă săptămână de raportare avem deja un număr de 1350 de cazuri de infecții respiratorii și 235 de pneumonii. Când vine vorba despre prevenție, susțin doctorii, simțul civic joacă un rol foarte important. Purtarea măștii de protecție și izolarea la domiciliu fac parte din măsurile de protejare a celor din jurul nostru. Măsurile nu sunt obligatorii, dar țin de bunul simț și respectul față de cei apropiați. Da, recomandarea a existat întotdeauna, nu doar în timpul pandemiei. Și, din nou, pentru la orice semn și simptom de boală acută respiratorie, este bine să rămânem acasă, adică să ne izolăm. Nu vorbim de izolarea care ne-a speriat în timpul pandemiei, în care persoanele care erau izolate erau și controlate pentru ca să nu părăsească domiciliu, ci este vorba de o izolare de prieteni, de cu cei cu care muncim, tocmai pentru a nu le da o boală cadou. Este bine cunoștințelor să le dăm cadouri plăcute, nu cadouri care înseamnă boală. Totodată, cadrele medicale susțin că vaccinarea antigripală este cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii.